Autoritățile locale din Curtea de Argeș au anunțat în urmă cu aproximativ o lună că stația de asfalt a Serviciului Public de Gospodărie a fost pornită pentru ca lucrările de modernizare din municipiu să poată fi derulate fără probleme. La acest moment se lucrează la asfaltarea străzilor, trotuarelor și căilor de acces. Am început asfaltările în cartierul Progresul. Lucrările vor continua și în perioada următoare. Potrivit autorităților locale, se lucrează doar dimineața foarte devreme, pentru că temperaturile de la amiază sunt foarte mari și nu se poate asfalta.